Olandurii continuă să uimească prin lipsa de rezultate în 2014, după ce 2013 a fost anul de vârf al grupării târgujiene. Grigoraș a luat primul punct cu Pandurii, dar nu poate fi mulțumit cu un egal în fața Viitorului. Nici etapa 31 din Liga 1 nu a adus victoria Pandurilor și cei 2500 de spectatori la stadion fiind dezamăgiți de jocul echipei. Pandurii reușește însă cu acest egal să mențină Botoșaniul la un punct în spate și visează să spargă gheața măcar la ultima reprezentație acasă în acest sezon, atunci când la Târgu Jiu va sosi lanterna Corona Brașov. A fost un joc greu din punctul nostru de vedere. Știam că domnul Grigoraș nu se împacă cu ideea de a nu marca gol. Știu că este un antrenor ofensiv și ne-am așteptat la un joc foarte ofensiv al Pandurilor. Am încercat să ne închidem și să speculăm pe contraatac. De câteva ori am reușit. Nu am reușit să ne materializăm toate ocaziile avute. Este adevărat că și am avut și noi șansă la anumite ocazii ale lor. Până la urmă consider că rezultatul de egalitate este meritat pentru că a fost un joc deschis. Pe final chiar puteam să câștigăm, dar la fel de bine puteam să și pierdem. Sincer, cred că a fost cel mai bun joc astăzi față de meciul cu Timișoara și cel cu Vasluiu. S-a încercat mai mult. Am avut și câteva situații foarte clare. Am reușit să marcăm până la urmă, dar, din păcate, potența fizică n-a ținut decât vreo 70 de minute, 75 de minute și, pe final, am primit un gol dintr-un out. Puteam să primim gol din alte situații, pentru că... Am primit mai multe goluri și cu asta. Am înțeles că s-a lucrat foarte mult la fazele fixe și la out-uri, dar... Iată că lipsa experiență mare la jucătorii noștri și ei gol din out nu scade atât de ușor. Au încercat mai mult ca altă dată. Dar știți foarte bine și știu și eu lucrul ăsta. Am și spus-o că până să termină anul ăsta o să ne chinim foarte mult, după cum am văzut că se prezintă echipa. Dar am convingerea că odată cu vacanța și cu nou sezon, echipa va arăta mult mai bine. Cu 3 etape înainte de finalul campionatului, Pandurii ocupă locul 7 cu 43 de puncte.